Se spune că în seriile cu lună plină, pilotul fantom apare la orizont conducându-și mașina neagră. Tremur de frigă, top, stop! Nu asta, dar... Am tușit și am rămas așa. Da, normal, desigur, a tușit. Vine în căutarea T-Racerilor să fure puterile mașinilor lor pentru a-și crea mașina perfectă. Eu am deja mașina aia. În locul tău aș avea grijă, Ice Flame, pilotul fantomă nu a câștigat niciodată Liga Turbo. Și cum le fură, amice, le mănâncă sau ce? Prima dată vei vedea farurile sale orbitoare. Apoi vei auzi cum se turează motorul său și atunci trebuie să fugi, pentru că dacă te prinde, vei dispărea. Ups, scuze, smoothie-ul ăla de banană m-a balonat. Fa. Este pilotul fantomă, fugiți! Haideți, este doar o poveste! Chiar credeți poveștile astea? Haideți, vine, să mergem! Ăla nu e motorul lui Tropical Heat? Grăbește-te, top, stop, sau... Trebuie să existe o explicație pentru toate astea. Este un șofer care s-a rătăcit sau ceva de genul. Nu mă vei prinde niciodată, monstrule pe patru roți! Nitro Flash, îngheață-l! Bine, dacă nu vrei să îngheți, va trebui să te prăjesc! Fire Boost! Nu mai este acolo! L-am învins! Sunt un pilot mult prea bun pentru ratatul ăla! Este deasupra mea! Nu! La mulți ani, dragă Ice Flame! La mulți ani fericiți! Ce este asta? Ce s-a întâmplat cu pilotul fantomă? Aproape mai prăjit, amice! X-Racer! Dar cum? Știam, dar nu am vrut să vă stric surpriza. Sigur, prietene, sigur. Și premiul pentru cea mai bună interpretare merge la Top Stop. Chiar ai părut foarte speriat. Ce interpretare? Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.